Stabil? Era însă nu? Iți o cafeluță ca să puteți rămâne treaz cât timp vă batem? A? O apă plată? La temperatura camerei sau rece? Cum o să fiți și dumneavoastră dacă nu ne ascultați? Nu, dacă ați putea să mă lăsați liber, vă rog. Stimate domn, compania noastră e o companie foarte serioasă, e o multinațională respectabilă în cămătărie. Nu avem opțiunea asta, vă dați seama. Haideți să verificăm un pic fișa dumneavoastră. Da? Aveți o secundă răbdare, nu vă grăbiți, nu vă grăbiți. Ok. Stați bine legat acolo, stați. Aveți o creanță de 45.000 de euro cu o dobândă de 15.000 de euro. Bine, 45 cu 15. Aveți o sumă mare de plată. Cum ați dori așa să gestionăm situația pe care o avem speța asta? Deci vă putem bate de toată suma. Și apoi plecați acasă pe picioarele. Bă, o să plecați acasă, vă gestionăm noi un Uber. Putem să vă batem doar un avans și după aia aduceți până la sfințit restul sumei. Avem foarte multe opțiuni, suntem în întâmpinarea clientului. Pentru dumneavoastră facem din suflet tot ce se poate. Am niște bani. Am vreo 10.000. Dacă îi dau pe ăștia azi. Și restul dau mâine sau pe mine. E ok? Ce spuneți? Estimate domn, avem departament de PR. Dacă vă lăsăm nepedepsit, ne trezim cu recenzii negative. Plus că joi avem deadline pe proiectul cu dumneavoastră. Ne pare rău, dar ca să avem încredere în ziua de poi mâine, ne trebuie o garanție, știți? O rudă, o cunoștință. Soacra! Vă aduc soacra! E bine soacra? Toți, stimate domn, am zis o rudă, nu ceva viu, da? Prezintă-le, te rog. Avem niște variante de persoane pe care le puteți gira. Soția? Prima e soția? A, bineînțeles, bineînțeles. Că nu. Prima e amanta. A doua este secretara. A treia este vânzătoarea de la magazinul din colț. Și abia după aia soția. Păi și soacra când e? Soacra când e? Ia să vedem. Vecinul care dă cu bună mașină, câinele, pisica, femeia care face curat în scară, vecinul enervant care parcă... Așa. La final e soacra. Deci soacra nu se poate. S-a întâmplat să acceptăm soacra gaj, a plătit clientul datoria și ne lăsa soacra pe cap. Dar noi ce suntem aici? Hotel de rebuturi. Dacă vă vedeți mâine după amiază. Ok? Vă rog eu mâine după amiază. Stimate domn, oricum ați vrea să procedăm, noi suntem 100% de acord cu dumneavoastră, da? Doar că pentru mâine există o suprataxă, 3 degete rupte, da? Cum 3 degete rupte? Că dacă îmi rupiți degetele, nu mai pot să mai împrumut la nimeni. Când mă vede ăla cu degetele rupte, nu mai dă, că știe că mai are ce să rupe el. Sau, dacă doriți, vă batem astăzi foarte tare și obțineți timp ca să ne aduceți banii, da? Stai un pic! Haideți să găsim o soluție să nu rupiți nimic. Vă rog eu mult, că n-am altfel cum să fac bani dacă am astea rupte. Vă rog eu frumos! Stimate domn, vă putem bate fără să rupem nimic. Știți cum e ca la plajă? Nu cu umbreluța. Vă batem cu ce avem noi. Dar să nu insistăm prea mult pe o parte, dăm peste tot. Ca la plajă, domnule. Și va final n-aveți nimic rupt, dar aveți un vinețiu... Vinețiu, bronz vinețiu. Un vinețiu uniform. Da? Cum vă sună așa, ca să știu? Cred că sună cel mai bine. Bun. Hai să începem. O să simțiți o foarte mare durere, da? Și nu o să treacă. Nu o să treacă mult timp după ce ne oprim noi, da? Stai! Dacă vă fac rozi toți banii, în două ore acum. Toți. Astăzi toți banii, da? Da. Două degete comisiuni pentru deplasare, taxă de constatare. Știți cum e, nu muncim noi degeaba pe aici, nu ne plimbăm chiar așa. Suntem o firmă cu prestanță, avem un portofoliu. Păi stai, că nu înțeleg. Cum adică vă dau toți banii înapoi și tot îmi rupte trei degete? Păi, dar mai bine nu vă dau nimic așa, bătaie mai multă, dar măcar după aia scap datorii. Corect. Cum doriți dumneavoastră. Noi suntem aici ca să vă ajutăm. M-am mărcurit, oameni.
Bun, stai să bifăm aici. Coaste, maxilar, ficat, ochi. Bun. Stimate clientă, ne bucurăm că ați colaborat. Sperăm să ne mai întâlnim și data viitoare. Mama mea, ce bătă, mi-ați dat fai de capul meu, dar măcar acum sunt liber. Doamne, ce bine. O că am scăpat datorie. S-a produs o eroare. Eroare? Domnul avea să ne dea 50.000, nu 60.000. Aveți să ne dați 10.000 înapoi pe bătaie. Vira! Vira!